Ești o persoană idealistă, visătoare, sensibilă la suferința altora. Generozitatea te face să fii pliabilă, așa că ai grijă să nu lași oamenii să profite personal de bunătatea ta. Ai tendința de a ceda suferințelor depresive, ești prea sensibilă și îți poți schimba drastic starea de spirit de la încredere în sine la negare de sine. Uneori ești ruptă între dorința de a obține succes universal, acceptare și recunoaștere și o nevoie profundă de pace și liniște. Poți fi un sprijin fiabil pentru toată lumea în funcție de nevoile fiecăruia. Jucător de echipă excelent, poți determina direcția oricărui grup în care ești implicată. Deși fără îndoială, poți lua poziția de lider, tu nu te supui neapărat ego-ului tău în detrimentul binelui comun. Luptătoare prin natură, e de obicei partea unei persoane simple a cărei psihologie o înțelegi perfect. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: măreție, creativitate, dezvoltare diversificată, cavalerism. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte eșaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu copleși pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa încrederii, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Ești demnă de încredere, compasiunea nu ți este străină, dar ești în aceeași măsură egoistă. Ai tendința să idealizezi lumea și pe cei din jurul tău. Ca rezultat, trebuie să faci față dezamăgirii. Tu iubești atenția și grija, dar tu însăți ești gata să ai grijă de cei dragi. În ceea ce privește relațiile de familie, pentru tine există două reguli neschimbate: stabilitatea și inovația. Tu ceri loialitate de la un partener. Fiind cunoscătoarea naturii umane, nu ești doar bine pregătită în evaluarea corectă a oamenilor, nu ți este dificil să alegi o cheie pentru toată lumea și, dacă este necesar, poți spune celorlalți cum să acționeze într-o anumită situație. Cunoscând că ei ascultă sfaturile tale, ai multe idei despre cum să profiți din plin de viață și cum poți reuși în sfera politică sau socială. Uneori ești prea generoasă în sfaturile tale, precum și în căutarea ta de control excesiv și dominație. Câteodată uiți că ceilalți oameni pot decide ce este mai bine pentru ei, fără ajutor. Nu numai că ai darul persoasiunii și capacitatea de a atrage oamenii de partea ta, dar ești de asemenea înzestrată cu un mare simț al responsabilității pentru cei care ți urmează sfaturile sau caută protecție sub aripa ta. Această responsabilitate se extinde la aproape toate sferele influenței tale: finanțe, morală, timp liber, educație. Educația, apropo, este de interes pentru tine. Chiar și fără a fi profesor, te gândești adesea la metode de predare și la îmbunătățirea predării diferitelor științe. Dar din nou,
ar trebui să eviți ingerința nejustificată în viața celor care, probabil, ar prefera să adere la propriile lor principii. Cu un punct de vedere bine dezvoltat și un caracter voluntar, adesea o influență nejustificată asupra acestora. Tu rareori admiți înfrângere dacă ai inițiat un proiect. De obicei, tu definești în prealabil principala zonă de interes în viața ta și te ții de ea foarte persistent. Poți fi un părinte devotat și membru al familiei, dar dacă, din cauza morții soțului sau a altor circumstanțe, te recăsătorești, indiferentă de memoria trecutului, noul ales îl vei iubi ca și cum ar fi prima ta dragoste. Uneori poți fi insensibilă față de nevoile celor pe care te iubesc, mai ales atunci când iei decizii pentru alții, crezând că alegerea lor nu este negociabilă și nu doresc să asculte cererile sau sugestiile adversarilor tăi. Pentru tine este foarte important să ai un prieten credincios care să te poată avertiza la timp când îți înșeli sau îți supraestimezi propriul drept. Din moment ce ai o influență foarte mare, ai tendința ca mergând de pe calea cea dreaptă, să aduci împreună un anumit număr de oameni. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești puternică, nobilă, interesantă, carismatică. Natura ta contradictorie puternică și mândră este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație. Tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 9 august soarta ta? Poți fi în sprijin în tot ceea ce depinde de tine. Ești un excelent jucător de echipă, deși ești mai predispusă să ocupi poziții de conducere, dar chiar în frunte nu ți-e talez ego-ul în detrimentul echipei. Prin tine însăți, ești luptătoare prin natura ta, dar întotdeauna iei poziția și partea unei persoane obișnuite. Ești minunată de conștientă de modul în care și cum trăiesc oamenii obișnuiți, fiind un psiholog excelent. Poți aprecia perfect o persoană și poți alege cheia pentru ea. În același timp, aceștia poți recomanda întotdeauna cum să acționeze într-o anumită situație sau cum să obțină beneficiul maxim, să reușească în viață. Ai o mulțime de idei privind obținerea de beneficii maxime din situația vieții și le împărtășești întotdeauna cu generozitate altora, deși ai dorința de a controla totul și pe toată lumea, orice proces și orice situație. Uneori, sentimentele dominante pot suprascrie logica sănătoasă, conform căreia nu toată lumea dorește să se simtă controlată și pot hotărâ singur ce să facă și cum să acționeze. Ești înzestrată cu un mare dar al convingerii, îi atragi pe alții cu ușurință de partea ta, în rândurile tale. În același timp, ai de asemenea un sentiment excelent de responsabilitate pentru tot ceea ce participi, pentru sfaturile și recomandările tale sau pentru a căuta protecția ta. O astfel de abordare responsabilă se aplică oricărui domeniu al activităților tale, de la chestiuni financiare și de agrement, educație și propriile principii morale. Îți stabilești destul de devreme scopul în viață. Ești o soție minunată și un părinte iubitor care creează o familie odată pentru totdeauna. Periodic, ești surdă și nu ești sensibilă la nevoile altora, mai ales în timpul procesului decizional pentru cineva, crezând că alegerea ta este cea mai corectă. Dragoste și compatibilitate. Sinceră și dedicată celor dragi, le dai tot ce ai. Cu toate acestea, te poți îndrăgosti de idealul romantic și, dacă în realitate nu-ți satisface așteptările mari, ești în stare să renunți la toate și să cauți următorul partener ideal. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteții sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți,
O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești înzestrată cu bunătate, generozitate, sensibilitate la sentimentele altora. Îți faci rapid prietenii atât în copilărie, cât și ca adult. Te vei manifesta pe deplin în profesiile de tip persoană la persoană. Tu știi cum și iubești să comunici, dar de asemenea, nu te deranjează să argumentezi, însă majoritatea disputelor în care participi sunt rezolvate în mod pașnic și constructiv. Tu ești un soldat universal în orice afacere. Aproape toate sferele profesionale sunt supuse ție. Afacerea vieții o alegi în funcție de interesele prioritare, dar poți renunța cu ușurință, te reorientezi. Surprinzător, astfel de schimbări îți aduc succesul financiar și satisfacția morală. Sănătate și boli. Fiind deseori implicată în activității de grup, conduci de obicei o viață ordonată, sub rezerva regulilor obișnuite. Din păcate, neglijați complet irresponsabil sfatul medicilor. Dar dacă ar fi să fie ascultate recomandări utile privind o dietă echilibrată, exercițiul fizic și odihna regulată, ai putea fi extrem de sănătoasă. Cu toate acestea, din moment ce tratezi în mod neglijent propria sănătate, tovarășii tăi, membrii familiei sau prietenii trebuie să-ți reamintească periodic să ai grijă de tine însăți. Inamicul tău este hipodinamismul. Din punct de vedere psihologic, problemele sunt cauzate de egoism. De asemenea, lionul adesea pot suferi de sindromul așteptărilor nejustificate. Idealistă prin natura ta, ești ușor de dezamăgit. Suspiciunea inerentă ție agravează doar problema. Soarta și norocul. Universul ți-a destinat să te naști fericită. De la orsitoare ai primit mari oportunități, ești dotată cu tot felul de talente, vei reuși în orice afacere pe care o alegi. Trebuie să fii mai încrezătoare în tine, trebuie să înveți să fii decisivă și să poți fi fermă în natură atunci când este necesar. Dacă dobândești și întărești calitățile necesare, atunci viața ta va avea succes. În caz contrar, slăbiciunea nu ți va permite să atingi înălțimile dorite. Sfaturi pentru tine. Pentru a-ți atinge scopurile, ai tot ce ai nevoie. Ți se recomandă să te străduiești pentru armonie spirituală. Aceasta îți va face personalitatea mai puternică. Ceea ce crezi că este cea mai bună opțiune pentru binele altora nu este întotdeauna cea mai bună opțiune. Gândește-te la influența puternică asupra celor din jurul tău, deoarece pot fi răniți foarte mult. Ferește-te de interferențe nejustificate în viața altora. Învață să asculți cu mai mult. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepți daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să-ți îndoi spatele.
Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unui artist de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al XVI-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri stacoji te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite careva de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mărșițări. Un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să-ți dea cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat. Vei decide pentru tine însăți ce să cumperi cadar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.